Oh, ce gafă a Ioanii, se întinde după minge și este gol. O gafă enormă. Își pune mâinile în cap a Ioanii. Da, cu mănușile. Ne vine să creadă. Sigur, și dă tangențial cu mingea. O bărbierește așa cu exteriorul. Nici dacă ar vrea să dea o asemenea pasă cu un asemenea procedeu, cred că din 100 de încercări, nu știu dacă îi mai iese odată. Mingea ajunge la Valente, care fusese practic invizibil în această partidă.